Auzi? Andrei? Gata clipul, acum vreau să fac gen thumbnail. Îmi vreau un thumbnail așa mare. Uite aici mai merge. Poți să-mi pui astea de pământ. Fata. Aici, aici. Oh my god. Oh my god. Stai, stai, stai. Oh my god, no! Bine v-am găsit la un nou clip de pe acest canal. Eu sunt Katie și de data aceasta avem un nou haul. Un haul mai special pentru că este un haul de Crăciun, un haul imens. Am luat o groază de lucruri. Opa, am dat peste bradul ăsta. Am luat o groază de lucruri deoarece în vacanță urmează să merg la părinții mei, adică pe toată perioada vacanței până în sesiune. Și acolo nu este MaxiPad, e un singur Animax mai sărăcăcios, așa că am cu puține produse, așa că am decis să fac plinul și nu am luat doar lucruri pentru hamsterici, ci am luat și două lucruri pentru iepurașul bunicii mele. Da, știu că vă e dor de el și mi-ați mai cerut clipuri cu iepuraș, doar că cu pandemia am evitat să mai merg la bunicii mei la țară, pentru că știți și voi, bătrânii sunt mai sensibili, mai vulnerabili și nu am vrut să pățească ceva. Dar, de îndată ce ajung la bunica mea și dau de iepurașul ei, clar îl voi filma. Deci să trecem la haul. Bun, am întrebat pe grupul atât de iepuri, cât și de porcușori de Guinea, dacă acestea sunt safe pentru ambele animăluțe și am aflat că sunt safe doar pentru iepurași. Nu sunt recomandate la Guinea, deci, repet, arată așa și deși are un Guinea, din câte vedeți au câte un Guinea, nu este recomandat și din câte am mai învățat, aceste immune sticks pentru imunitate se dau o singură dată pe zi. Un stick pe zi, atât. Și abia aștept să-i le dau cadou bunicii mele de Crăciun. Apoi am luat mei. Spice de mei. Acestea sunt. Arată cam așa. Îmi place că de data asta vin în cutie, sunt mai rezistente și se cară mai ușor. Nu mai țin minte câte erau acestea, cred că în jur de 7 lei, 8 lei cutia, undeva pe acolo. Și m-ați întrebat cum dau eu mei la hamster. Eu cam o dată pe săptămână le tai o bucățică cu foarfeca, lungă cam cât degetul arătător și le-o las în cușcă, ei ușor, ușor o mănâncă și când le mai fac spot cleaning, le-o înlocuiesc. Am luat multe, multe Whimsies. Le știți, le cunoașteți, sunt aceste periuțe de dinți de la secțiunea pentru căței. Știu că am primit întrebări și în legătură cu acestea. Sunt safe dacă sunt vegane, adică nu au derivate de origine animală, nu au carne. Deci da, să verificați să fie vegane și costă în jur de un leu bucata. Apoi am luat viermișori uscați de făină de la Exotic K. Pe aceștia am verificat și găsiți fără nicio problemă și pe EMAG dacă nu vreți să luați de la MaxiPet, dar da. Maxim 3 viermișori pe zi, aceștia sunt foarte, foarte buni și le asigură raportul de proteină animală, deoarece, în caz că nu știați, hamsterii sunt omnivori, adică au nevoie atât de proteină animală cât și de proteină vegetală. Am terminat prima pungă și acum trecem la a doua, care e mult, mult mai greu pentru că aici am pus efectiv toată mâncarea pe care am achiziționat-o. În primul rând, o mâncare pe care am luat-o din Ungaria este Glirex, v-am vorbit separat într-un clip despre această mâncare și mi-a dat-o Lavinia. Lavinia, dacă vezi asta, îți mulțumesc foarte, foarte mult. Cam așa arată, aici oricum nu scrie în română, în engleză nu înțelege nimic, dar este foarte, foarte bună pentru hamster. Acum am aici produse atât de la Animax cât și de la MaxiPet. Voi începe cu Animax și după trec la MaxiPet. În primul rând am cumpărat creveți uscați. Aceștia sunt, îi găsiți la secțiunea pentru pești, pentru că sunt pentru broscuțe sănătoase, dar merg foarte, foarte bine și la hamster, din nou proteină animală, foarte, foarte bun și puteți da mai mult de 3 deoarece conțin mai puțină grăsime decât viermișorii uscați. Apoi am luat pentru dieta minunată a lui Cookie și dau și lui Titi din când în când acest Wellness. Sunt peleți, pelete, înțelegeți voi. Știu că hamsterilor nu le plac, dar în caz că aveți un hamster obez, aveți nevoie de acest produs pentru a-l ajuta să scadă în greutate. Dar am un clip complet separat legat de obezitatea la hamster și în care vă vorbesc despre acest produs. Costă 20 de lei dacă nu mă înșel. Acum să trecem la mâncărică. Am luat mâncarea pe care vă recomand, cred că în fiecare clip și în fiecare postare când mă întrebați ce mâncare să luați la hamster. Versel Laga Nature, am pentru Silian și pentru Pitic. Aceasta este pentru Silian, a costat în jur de 25 de lei punga. Văd că mi-a deschis de foarte tare lumina.
Da, da, cam așa arată și are 700 de grame, o să vă ajungă destul timp. Iar Versel Laga Nature, neapărat să fie varianta Nature, e foarte, foarte bună pentru că are în compoziție și viermișori. Am zis că am luat și la pitici, așa că bam, două pungi de Versel Laga Nature pentru pitic și acesta conține viermișori și este foarte, foarte, foarte bun. Asta costă în jur de 13 lei punga, dacă nu mă înșel, și are 400 de grame și ca să vedeți o comparație cu punga pentru sirian, aceasta este comparația, cea pentru sirian se vede că este mult mai mare, dar până la urmă un sirian mănâncă mai mult decât un hamster pitic. Și vă recomand din nou să o luați pe aceasta, o găsiți pe MaxiPet, o găsiți pe Fera, pe Emag o găsiți doar pe cea pentru sirian, n-am văzut pe Emag și cea pentru pitic, în caz că ați văzut-o voi vă rog să-mi lăsați un link. Dar da, și să trecem la ultimul produs. Acest produs l-am luat pentru că era la reducere, era singurul rămas la raft, este acest meniu, este de la Vitacraft. Pe acesta am de gând să îl amestec pentru sirian, nu pentru pitic. Pentru sirian am de gând să-l amestec cu acesta. L-am luat pentru că era foarte redus, cred că era de la 10 lei, 7, 8 lei și era singur și am zis, băi, hai să îl iau și pe acesta. Dar din câte am zis, îl voi amesteca cu ceva, nu îl voi da așa simplu. Cam atât a fost și cu acest haul, am luat foarte, foarte multă mâncărică pentru animale, atât pentru hamster cât și pentru iepuraș. Dar, după cum am zis, în vacanță plec. Sper să aveți și voi sărbători fericite alături de familie, pentru că ăsta cred că va fi ultimul haul de pe acest an. Și ne vedem în 2021 cu un nou haul imens. Dar da, nu uitați să dați un like, un subscribe și un click pe clopoțel ca să fii notificat de fiecare dată când postez. Nu uitați să dai join sau alături de butonul ăla drăguț de lângă abonare dacă dorești să devii membru aici. Și da, le mulțumesc și membrilor actuali, înseamnă foarte, foarte mult pentru mine susținerea acordată de către voi. Fiecare like și comentariu contează, întrebări, nelămuriri, curiozități mai jos în comentarii. Iar în descriere voi lăsa link-uri de la tot ce am menționat în acest videoclip, în caz că vreți să faceți și voi cumpărături de Crăciun la animăluțe. Eu am fost Katie și ne vedem în următorul videoclip.